să ne întoarcem un pic în timp, respectiv la ziua de sâmbătă, când împreună cu voi și cu telespectatorii am citit câteva rânduri venite dintr-un penitenciar din România, de la Bogdan, vă aduceți aminte. Rânduri care au impresionat pe foarte mulți oameni. Îi mulțumim în continuare lui Bogdan că e alături de noi. Și ne bucurăm din suflet pentru că reușim să-i mai alinăm așa un pic din ce putem să-i alinăm și noi. Pentru că știți foarte bine, el este acolo singur și așa cum ne spunea și din scrisoarea de sâmbătă, nu are foarte multe bucurii. Dar se pare că după ce a văzut emisiunea noastră de sâmbătă, i s-a deschis apetitul. Pentru că astăzi ne-a sosit la redacție pe ultima sută de metri o altă scrisoare, o am aici. Am citit-o repede, pe fugă și cred că o să fie interesant să citim astăzi cea de-a doua scrisoare a lui Bogdan. Și dacă îmi dați voie, o să o fac chiar acum. Sărut mâna, dragă doamnă Gabriela. Salutări și echipei dumneavoastră, care pare simpatică din imaginile pe care le-am văzut pe Facebook. Bănuiesc că ați luat împreună decizia de a citi pe post scrisoarea mea anterioară și recunosc, am fost atât de uimit cât și impresionat. Nu am crezut că mi se va acorda atenție, mai ales din pricina statutului de pușcăriaș. Sper că nu ați făcut-o din milă, nu caut așa ceva. Vreau doar un partener de dialog, căci în afară de avocați și instanțe, nu am cui să mai scriu. De fapt, vreau un partener de viață, dar pentru moment, ăsta este doar un vis. Recunosc că joc un fel de șah cu participanții din emisiune. În orele pe care le am la dispoziție, îi mut dintr-un cuplu în altul și îmi închipui cum ar fi viețile lor dacă ar rămâne împreună. Câteodată o fac la modul cel mai serios, mai ales când mă simt foarte singur. Mă pierd în gândurile astea și îmi trece ziua într-un mod plăcut. Sper să nu încep să trăiesc vieți paralele și să ajung la nebuni peste un timp. Glumesc, desigur. Sunt un tip destul de inteligent ca să nu o iau razna. Dar toți nebunii zic că sunt sănătoși. În alte rânduri, fac cele mai ciudate combinații, doar așa, ca să mă amuz. V-ați gândit cum ar fi viața domnului Nicu, care nu pare să mai fie prea lungă, alături de Cristina? Eu pun pariu cu mine însumi. Care dintre ei o să mai rămână întreg la minte după câteva luni? Îmi închipui la ce trucuri ar recurge să scape unul de celălalt, cum să se păcălească reciproc, să își întindă capcane prin curte. Am privit cu interes evoluția Monei. În alte timpuri, mai libere, vă spun fără falsă modestie, ar fi fost extrem de ușor să plec acasă cu ea. Să-i arăt mașina, exact modelul preferat de fetele tinere și fără perspective. Să-mi pun una dintre cămășile de 200 de euro și unul dintre ceasurile scumpe pe care le colecționam. Deși, cred că la fel de ușor era și dacă purtam niște imitații ieftine, pentru că nu cred că Mona ar face diferența între un produs de calitate și o copie luată din târg. Nu vreau sub nicio formă să o jignesc, nu mă înțelegeți greșit. Spun doar că este mult prea tânără, prea lipsită de experiență și că are ambiții mult prea mari. Și cred că o să dea repede de unul care să profite de ea și o să-i facă viața mizerabilă. Acum câțiva ani eu aș fi fost acela. Azi nu mai doresc așa ceva. Nu mă pricep la televiziune cu nimic mai mult decât un telespectator obișnuit, dar aș sugera să-i prezentați mai bine pe participanți, mai în detaliu. Închei aici. Nu vreau să risc să vă plictisesc prea tare cu gândurile mele și am să-mi permit să revin cu altă ocazie, cu o nouă scrisoare. Cu mulțumiri și respect, Bogdan. Bogdan, după câte vezi, noi te-am luat foarte în serios și aproape că așteptăm cu sufletul la gură scrisorile. Astăzi l-am invitat alături de noi pe domnul psihoterapeut Vasile Turcitu și aș vrea să stăm de vorbă despre această situație. Să intre. Bună seara, vă rog. O să vă rog să folosim microfonul ca să ne și audă telespectatorii.
nici nu știu de unde să încep. Sâmbătă am citit o scrisoare, o am aici transcrisă, dacă vreți să vă uitați peste ea, și în spatele meu rulează aceeași scrisoare transcrisă de colegii mei. Eu aș vrea să știu ce șanse ar avea Bogdan să-și găsească sufletul pereche, în condițiile în care, hai să fim cinstiți, din punct de vedere social, el, la momentul ăsta, e mai greu să se integreze în societate. Deși, dacă stau să mă gândesc bine, și acum fac și așa un spirit de glumă, Cristi Borcea a făcut copii fiind în penitenciar, deci nu e atât de greu. Corect. Da. Părerea mea personală este că acest Bogdan își poate găsi sufletul pereche, dar nu sufletul la înălțimea pe care îl caută el. Adică? Pentru că are și el niște tare, care mai devreme sau mai târziu întotdeauna sunt descoperite. Vorbesc aici, în afara faptului că are studii medii, dar a citit ceva pe acolo pe unde stă, acest Bogdan este un pic sinuos, în sensul că arată modestia, vrea să-și pună în față modestia, să vadă toată lumea că este modest, dar de fapt, prin câteva afirmații pe care el crede că doar le-a scăpat, arată opulență financiară. Păi se pare că, de fapt, de aici am plecat. El a avut o situație financiară peste medie, chiar dusă puțin... Peste. Așa, și înțeleg că s-a petrecut ceva și a ajuns, cum se spune, la mititica. Da, a ajuns la mititica. În același timp își permite să analizeze, am văzut acolo pe Mona. Păi și ce să facă acolo? Sau nu știu pe cine. După ce o jignește, spune că n-ar vrea să o jignească. Este... Bine, i-a combinat și pe... Nu e Cristina astăzi, nu? Dar i-a combinat pe domnul Nicu cu o tânără de aici, de la noi, din emisiune. Da, așa. Și în afară de toate acestea, am observat ceva. Dă semne de pocăință. Dar ceea ce nu înțelege el este că, după cum l-am analizat eu, și chiar dacă se supără pe mine, nu e nimic, dar va vedea că am dreptate, fiindcă am o experiență de viață, în primul rând, nu și profesională. Așa. Va vedea că atunci când iese afară, năravul din fire n-are lecuire. Adică se va întoarce la ceea ce îi prezicea Monei, că dacă ar fi fost în urmă cu ceva ani, el ar fi cucerit-o doar pocnind din degete. Da, pentru că a fost obișnuit cu femei ușoare, să mă scuze, doamnele. Da, Mona nu este o femeie ușoară. Nu vorbesc de Mona, Doamne ferește, Mona nici nu arată. Arată o doamnă, pur și simplu. Iar el, fiind obișnuit cu femei ușoare, încearcă să le trateze pe toate la fel. Dar cum deosebim o femeie ușoară? Acum, că am mai auzit asta în rândul bărbaților și dumneavoastră, pe lângă faptul că sunteți psihoterapeut, sunteți și bărbat. Cum diferențiem o femeie pe care să o iei acasă, să o faci nevastă, și o femeie cu care să te distrezi? Deci, înainte de a vorbi, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că sunt un feminist convins. Așa. Așa. Dar se deosebesc foarte mult femeile care sunt De luat acasă cu adevărat. Așa, cum? De femeile care pur și simplu se distrează prin viață. Da, sunt și femei care doar se distrează prin viață, pentru că le vedem că se distrează și odată se mărită și fac și vreo 2-3 copii. Haideți să vă spun ceva. S-a stabilit științific că femeile care au fost mai ușurele, ca să respectăm termenul, în tinerețe, devin foarte bune gospodine, în general. Serios? Da, așa este. Pentru că ele au știut ce este viața și nu mai sunt curioase. Și nu mai greșesc. Același lucru e valabil și la bărbați. Da, sigur că dacă da. Nu fac ce trebuie la tinerețe, exact. Se trezesc cu criza de 40 de ani. Se trezesc, păi s-a spus, în criza asta nu e de 40 de ani, criza asta e de vreo 20 de ani, de la 40 la 60 de ani. Aha, deci e criza de la 40 de ani care ține 20 de ani, ca să ne înțelegem, da? Da, da, da. Și acum, ca să-i fac și pe bărbați să mă bruftulească puțin, o să le spun că noi, bărbații, în general, deci m-am inclus, ne maturizăm cam vreo 5 ani, așa, între 55 și 60 de ani ne maturizăm. Atunci... După care începem din nou să ne răsfățăm, pentru că îmbătrânim și nu mai avem altă ocazie de a o face.
Așa. Revenind la băiatul nostru, pentru că Bogdan, la Bogdan, îl sfătuiesc să citească și mai mult, să nu-și complice viața de acolo, gândind aici până când nu este aproape de liberare, sau eliberare, cum este termenul, și să gândească foarte profund și să caute unde a greșit el, nu unde, unde a greșit societatea față de el. Pentru că societatea se pare că n-a greșit față de el. Nu știm speța. Da, dar așa pare, un fel de mini-victimă, așa... Nu chiar, că el în prima scrisoare pe care am citit-o mă spunea că și-a asumat și că n-a mai avut ce să facă la un moment dat. Asta a fost. Eu îl bănuiesc de ceva fraude financiare, dacă mă întrebați pe mine. Să știți că la asta m-am gândit și eu. Dar știți ce se întâmplă? N-a mai avut ce să facă și asta a fost. Păi atunci când ai toate dovezile în față, ar fi culmea să nu recunoști. Pentru că... Bine, știu eu cum e cu bărbații, cu... Nu, mamă, nu este ceea ce pare. Da. Cam așa este. Da. Ți se pare ce vezi. Da, ce vezi nu e adevărat. Dar ce șanse există ca acest băiat să se integreze cu adevărat și să devină un familist și să nu mai iasă, așa cum spuneaș, și el să-și pună o cămașă de 200 de euro, să-și ia ceasul și să facă fițe prin București? Practic, ar trebui să se reinventeze. Există șanse să se reinventeze? Da, există, dar nu imediat după ce se liberează de acolo. Adică după ce iese din penitenciar, ce o să se întâmple? După ce iese din penitenciar, va izbucni din nou la viața pe care o cunoștea el. Iarăși sus pe bar. Cam așa, da. Și abia după aceea va vedea că totuși oamenii mai au și copii, că mai au nevoie și de o familie și de altceva. Dar el spune că a descoperit lucrurile astea în penitenciar și că, de fapt, din prima scrisoare, cea pe care am citit-o sâmbătă, el spune așa. Ceva de genul, sunt într-un fel gelos sau invidiez, nu mai știu care era termenul, așa. Pe colegii care mei care, la care vin cei din familie. Și... care primesc scrisori și așa mai departe. De multe ori acest timp de gândire, ferească Dumnezeu pe toată lumea. Doamne ferește, da. Așa, acest timp de gândire este benefic, să știți. Uh-huh. Pentru că îi arată adevărul crud. Pentru că niciodată cu o femeie cu care o să te distrezi o noapte sau poate două nopți, dacă sunteți norocoși amândoi, nu o să vină să te viziteze la penitenciar. Asta este clar. Dar nu pentru asta își va face el familie. Pentru ca să vină soția să-l viziteze la penitenciar. Nu, dar pentru asta regretă că nu și-a făcut familie înainte. Poate și pentru asta. Sau poate pur și simplu nu regretă asta, ci vrea pur și simplu să-și facă o familie, gândind că probabil are deja o vârstă și va fi și mai în vârstă când iese din penitenciar. Și atunci va vrei să se liniștească. Nu te poți liniști decât cu o familie, altfel n-ai cum. Dacă ești singur, oricum cum o iei pe cărări. Mhm. Dar așa, de ce suferă el? Care e suferința? Că el zice că se transpune și că încearcă să se gândească cum ar fi dacă ar fi în situația lui X sau lui Y. Da, mai tras cu ochiul puțin pe ecran și am văzut că se transpune și că dacă el ar fi așa, ar face așa. Sunt pur și simplu jocurile minții. Atunci când ai o minte odihnită și când nu mai ai la ce să te gândești, îți faci singur niște scenarii, mai ales dacă ai o inteligență nativă cât de cât, îți faci singur niște scenarii. Trăiește din scenarii, asta este deocamdată. Dar dacă eu mă cert singură în oglindă? Asta e foarte bine. Sufăr de scenarită? Nu. Nu, asta este foarte bine. Asta este foarte bine. Și eu mă cert uneori singur în oglindă când spun mai ai grijă și de tine, nu mai avea grijă numai de alții. Dar asta e altceva. Da. Dar dacă, de exemplu, prietena mea se ceartă cu soțul ei în oglindă până să vină soțul acasă și când vine acasă, gata, nu mai are năduf, e bine? E bine pentru că a scăpat de tot nervii. Bine. Eu vă mulțumesc mult de tot și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. O să ținem legătura pentru că sunt sigură că vom mai primi astfel de scrisori de la Bogdan. De altfel, le și așteptăm în fiecare zi. Mulțumim mult de tot. Cu dragă inimă. Mulțumim, seara frumoasă!